Au mai rămas câteva zile până la debutul calendaristic al lunii mărțișorului, iar Casa de Cultura Tineretului Georgenescu îi invită pe să pregătească un mărțișor pentru cei dragi. Este o idee inovativă, zic eu, pentru Casa de Cultura Tineretului. În câteva discuții cu colaboratora instituției am spus că ar fi necesar să aducem în vizorul activităților noastre și o astfel de activitate interactivă pentru copii. Surprinzător, după ce am lansat acest afiș, deja am avut solicitări numeroase, zilele care sunt deja programate pe afișul desfășurător. Uh, sunt deja aglomerate și sunt pline cu, cu tineri prezenți la aceste activități, așa că cei care vor dori să mai participe în această perioadă de 23-28 februarie sunt rugați să ne contacteze, să-i într-un alt interval uh, orar pentru a putea face parte la atelierul nostru. Atelierul este gratuit, uh, nu trebuie să plătească nimeni nimica uh, și este sub îndrumarea doamnei Aura Sântean, uh, ea este cunoscută prin uh, Munca depusă în artizanat, să spunem așa, și tot felul de inovații decorative, așa că am preferat să o includem în activitățile noastre pentru a aduce un surplus de calitate. Atelierul de mărțișoare vine în sprijinul celor ce iubesc artizanatul și care vor să ofere din suflet pentru suflet simbolul primăverii. Sunt activități desfășurate în această perioadă, cum am spus, 23-28, vor confecționa efectiv mărțișoare personalizate din anumite materiale mai convenționale și mai neconvenționale și fiecare dintre copiii care participă vor avea un mic dar pentru cei pe care îi îndrăgesc în această perioadă a mărțișorului. Așadar, cei care doresc să pregătească o mică atenție mamelor, bunicilor, mătușilor sau oricărei persoane dragi o pot face începând de joi 23 februarie până marți 28 februarie între orele 10 și 12.